Spui serios, Mihăiță? Nu e acasă Mitica? Adevărat, Coane Turturele, pot să jur? Nu se poate. Doar mi-a dat întâlnire la 5 și acum, uite-te, este 5:30. Noi nu putem ști, domnule Brihac, unde s-o dus, dar când o ieșim, mi-a spus că, zice, mă întorc numai decât. Mi se pare că s-a repezit până la bărbier, știți, pentru serbarea de azi, da, cu orfanii de război. Da, Coniță, adică domnișoara e acasă? Da, dumnea ei, da, este. Mi se pare că se gătește, ori se odihnește, cum e obiceiul. Atunci să așteptăm. Ce dejunică? Păi, să așteptăm, ce putem face? Apoi bine. Bine, 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 băiete, poți pleca. Nu mai avem nevoie de tine, du-te, du-te. Apoi tot n-am nicio treabă acum. Ia ascultă, stai să ne păzești pe noi? Păi nu ți-e rușine, așa te-a învățat să primești musafirii? Bine, no, ia ca plec. Ți-ai cam luat nasul la portare, măgarule, pentru că vorbim frumos cu tine. E, lasă că de acum te muștruluiesc, eu n-ai grijă. Nu te enerva, Jenica, fii calm. El nu poate pricepe și nu-i de vină. Devină e cine mă învață să se poarte așa cu noi. Păi uite-te unde am ajuns. Să ne supravegheze sluga dumnealui. Parcă am fi niște vântură lume. Și tocmai cu noi, care l-am ridicat. Apoi să nu uite domnul că fără sprijinul nostru n-ar fi ce e. Totuși să nu ne exagerăm meritele, Jenica. Să fim deștepți și înțelegători. Mitică e omul ministrului. Omul ministrului? Vrei să zici sluga ministrului? Vorba e, i-a creat lui ministru o slujbă mai grasă ca o prefectură. Slujbă de procopseală, da. Mai sunt și în alte orașe și birouri de cartiruiri civile și militare, însă nicăieri și nimeni n-a ajuns ca Mitică să fie respectat și temut, nu-i așa? Pardon, dragă Guță, eu nu pot uita niciun moment că sunt aici în Transilvania în misiune culturală și națională. Eu mă consider un apostol, cum mă consideră toată lumea, da? Toți suntem apostoli, puiule, dragă. Guță, mă super când te prefaci, nu știi nimic. Ai mania contrazicerii și plictisești lumea, îmi pare foarte rău, Mai întâi este imoral ca un fost actoraj de mâna 10-a. Dar ce are a face trecutul, mai Jenica? Omul n-a avut noroc, dar deștept a fost întotdeauna. Oh, deștept! Da. Mare lucru e să fii deștept. Adică eu nu-s deștept, dar rușinea micului începe tocmai când a devenit omul ministrului. Exagerez, puiule. Coca era iubita ministrului când s-a încurcat cu Mitică. Oh, te înșeli, îmi dai voie să știu eu mai bine. De altfel putem să-și întrebăm, să știi că de mine nu se jenează. Cu toate astea, fata n-a de ce se plângă. În București era... ce era, pe când aici se bucură de considerație la rând cu noi, nu? Considerație? Auzi? Dar nenorocita de ea e inconștientă. Altminter n-ar fi primit ca Mitică să o dea drept surioară în loc să o ia de nevastă cum ar fi fost dator. Ce murmări? În definitiv, mă, ce te doare pe tine capul pentru Coca? Ia seama, Jenica, să nu devii suspect, mă. Da, dragul meu, eu sunt poet și respect femeia. Odinioară, da, nu tăgăduiesc că am iubit pe Coca. Ea n-a înțeles sentimentele mele și, uite așa, am rămas prieteni. Numai să nu prinde de veste Mitică, prieteni. Mitică știe și nu se închisește. Dacă e mai deștept... E, ca tine o fi mai deștept, dar eu nu mă dau pe 10 ca el. Pentru că tu ești plojenic. Nu-ți permit să fii necuvincios, înțelegi? Pe mine mă cunoaște o lume. Hai mă, că ești un dobitoc. Domnule, să nu mă faci dobitoc! Mai Jenica. Sărut mâna, Coca, dragă. Eu n-am pomenit prieten ca voi. Voi nu puteți vorbi 2 minute fără să vă ocărâți? Coca, dragă, tu știi cât sunt eu în stare să rabd. Dar acest domn mă jignește acum în ceam mai sfânt, în talentul meu. Hai, lasă, Jenica, zău, că prea te burzuliești și tu pentru orice închipuire... Parcă ai fi omul ieri. E, haideți, dați-vă mâna. Hai, și nu mai umblați cu mofturi. Dă mâna. Așa, băieți, că știți cât ține Mitică dragul de el la prestigiu vostru. Și apoi avem destule plictisele aici, nu-i așa? Nu-i deloc plăcut să te ofilești de urât într-un orășel de provincie, când ai putea trăi în veselie și petreceri la București. Și încă tu ai legat multe cunoștințe și prietenii, Coca, în vreme ce noi... Cunoștințele și prieteniile de aici. Cât a trebuit să lupte bietul Mitică până au catadixit să ne primească. Sunt niște oameni grozavi de bănuitori.
Unde s-a apărut atâta suspiciune între frați? Da, exact. Dar se găsesc printre dânsii mulți care se cred mai patrioți decât noi. Nu, chiar decât mine. Da, dragă. Și unde mai pui parada cu cinstea? Parcă toată cinstea din lume s-ar fi îngrămădit în cuibul ăsta de provincie. Sunt foarte simpli și mărginiți. Sigur. De aceea câteodată mă apuc un dor de București. De vină să urlu. Voi ca voi, dar eu ce să mai zic? Pentru un poet, capitala este ca o mamă. București. Mitica, vedeți de aici. Mitica, dragă, te-am rugat să te găsesc îmbrăcată și tu stai de taipas cu băieții. Să zic că îmi pare rău. Numai din aur am venit, Mitica, și tocmai vreau să-i las. Doar ți-am explicat că la 6 o să vie familia Harincea cu prefectul și primarul. Să mergem împreună la serbarea orfanilor de război. Dar nu mi-ai spus că vin, Miticuță, zău. Ai fi vrut, dar nu mi-ai... Cel puțin nu mă enerva. Ciulică, te rog, iertați-mă, băieți. Coca, știi foarte bine că de câte ori o serbare la teatru, domnii vin pe la noi, da? Lasă, monșer, nu te mai rătui, că eu în 10 minute sunt ca o floare. Hai mai bine spune dacă le oferim ceva. Necreșit, se poate, mă rog, eu în orice caz... Tu pregătește ce trebuie și dacă va fi timp, firește. Așa, hai, du-te, ce fată bună ești tu, ești adorabilă. Adorabilă, bine zici. Ce ți-a venit de-mi faci acum atâtea complimente? Ia seama, Mitică, când încep cu complimentele, te știu eu. Nu fi supărată, Coca, dragă. El te iubește. Din nefericire te iubește. Păi, genică. Auză, dragă Guța, vezi tu că e un individ în antreu, vrea să vorbească cu mine, desigur, pentru o locuință. Era și când am venit noi, dar e o mică încurcătură cu jupânul. Dacă nu mă înșel, e străin, soții de curând din Galiția sau de unde și nici nu are acte. Ce importă asta, ce importă? Dacă e nevoie, poliția eu mă servește, frățește, cum îl servești și eu pe el. Din partea asta n-ai nicio grijă, numai să fie om de înțeles. Ia stați voi, vorbiți de individul de afară. Exact. Mitică, eu te previn. Ia slăbește-ne cu povețele, genică, slăbește-ne. Pardon. Când se pune la cale o crimă națională, nu mi-e permis să stau cu mâinile în sală. Nu, bă, că ți s-a făcut dor de București. Știi că eu nu glumesc. Vezi zar de poezele tale și nu te mai amesteca. Sunt un martir. Atunci aranjezi mai bine. Mă duc chiar acum. Ia-i vină, bă, Jenica. Da. Au, Jenica, de ce mă superi tu? Mă super mereu. Când știi cât țin eu la tine. Mitică, dacă n-ai fost tu în stare în 2 ani de când suntem aici să faci și tu măcar o listă de subscripție pentru volumul meu. Da, știu. Uite, aici ai dreptate. Ai dreptate, gata. Am fost și eu artist și înțeleg durerea talentului persecutat de vitregia soartei. Mitică, eu ți-am mai spus păcat că te-ai lăsat de artă. Dragă genică, vezi tu, viața e... Asta e. Apropo, Jenica, să nu uit, diseară e un banchet în onoarea orfanilor de război, după sărbarea de la teatru. Da. Trebuie să țin și eu un discurs și, cum să spun, nu am nimic pregătit. Nu pot nici să improvizez, fiindcă e vorba de ceva serios și țin să ieșim și noi așa, mai bine ca toți. De-aia mă gândeam să combin tu ceva la repezeală până ne întoarcem noi de la sărbare. Știi, așa ceva simțit și de efect. Hai, las că tu ești tare în asta. Ești, lasă, nu mai știu. Când nu te-am servit bravo, acum du-te în camera mea. Ori dacă vrei, treci în birou oficial. Închide-te acolo, cere o sticlă de vin și ce mai trebuie pentru inspirație. Ia și țigări, uite țigări aici. Da, chiar. Așa? Și așează-te pe lucru. Dacă iese strașnic, ai de la mine și un sutar. Iese, Mitică, păi nu mă cunoști? Uite, mă duc chiar acum. Dai drumul. Uite, eu nu-ți închipui că trebuie să mă zbucium, să mă chinuiesc. Dacă te însurai cu Coca, poate că te mai potolești și tu. Hai, fugi, dai, Guță, te rog, nu spune copilărie. Coca, nevasta mea. Hai, lasă, glumește. Apoi când ar fi să mă însor, aș înțelege să-mi iau un sprijin, nu? Nu o povară. Eu care aș putea dobândi aici fete de familie și cu avere și cu situație morală să mă opresc la Coca. Bine, dacă eu vreau să joc un rol în lume, nu să mă înțepenez lângă Coca. Aici se zbuciu mult. Hai să pariem că am ghicit pe cine dorești să fericești.
Ce? Fata lui Harincea, ha? Ce tu spui, Guze? Lasă-mi, vorbești și tu. Nu știi că Veturia e ca și logodită cu procurorul Garofoli? Dar vezi că Harincea e cam semet și mai cu seamă ea. Da, are de ce? Da. Se zice doar că Harincea e dintre foarte puține boie veritabili din partea locului. Bani la doamna Harincea, omul începe să fie om numai când posedă 7 rânduri de strămoși cu hrisoave. Atunci tu... Mai greu a fost să mă primească în casa lor. Acum mă simpatizează puțin, am simțit așa. Coca s-a împrietenit cu Veturia, știi? Adică, cum să spun, s-a mai spart gheața. Bine, dar când vei ajunge tu la boierie? Ei, lasă pe mine, Guță. Mi-am făcut eu toate socotelele. Numai să ne vedem acolo. În orice caz, o să ai multe greutăți. Firește că... Crezi că nu-mi dau seama că o să am... Dar acum, vezi tu, nu mă mai pot retrage. E complicat. E tragic. E tragic, Guță. Dacă s-ar mai întâmpla să cadă și guvernul lui Conugriguță... Trei apostolatul la rând cu noi. Ce apostolat? Omul se face apostol numai la disperare. Să lăsăm noi toate astea la o parte, Guță. E nevoie de entuziasm. E nevoie de încredere. Eu contez pe discreția ta absolută, da? Mai e vorbă? Așa, sigur, e doar o chestie mare, înțelegi? Ia uite cât s-a făcut. Trebuie să pice și oaspeții. Atunci rămâi sănătos, mitică, și despre mine n-ai nicio grijă. Bravo. Petrecere bună. Mulțumesc, la revedere, Guță, la revedere. Acum, dracu să-l ia. Ordonați. Mihai, nu mai aproape. O să avem musafiri. Ia seama, azi trebuie să fii deștept. Lăsați scoane, mitică, așa. Vai de mine, da. Doar nu ne cunoaștem de ieri, de alaltă. Vezi că vine și domnul prefect și domnul primar Mihăiță. Am înțeles, trebuie să sosească vreo depeșă. Așa e, Mihai, bravo, a și sosit, uite-o. Așa, ia-o, pune-o bine, da. Și să vii cu ea când o fi toată lumea. Ai înțeles, toată lumea? Să poate îmi dați dumneavoastră un semn. Așa, ce semn? Avem timp noi de semne acum de asta. Fii tu isteț și cu băgare de seamă să nu-mi faci roborobață. Oh, dar n-aveți nicio grijă, cochi mitică. Așa. Vine cineva. Bine, bă, ascunde de peșa, nerodule. Să vedem cine o fi. Ce plăcere! Ce nestinsă plăcere! Vă rog să poftiți! Dați-mi voie, Mihai, ajută domnului Harinci aici! Vă rog să mă dezbrăcați puțin! Trebuie să ne faceți onoarea măcar câteva minute! Să știți, suntem săraci în cele materiale, dar inima noastră e plină de dragoste pentru dumneavoastră! Vai, sărut mânușițele scumpă, doamna Harinci! Bună ziua, domnul Mitică! Mai frumoasă, mai. Să trăiești și bine ai venit, Coane Loțibaci. Da, să trăiești, dragule. Sper că n-am întârziat, că nevastă mea m-a pus pe foc să ne grăbim. Degeaba-i spuneam iar încep cu lamentările. Vai, doamnă Harincea, sunt așa de fericit că o să aveți timp să luați ceva așa la noi înainte de a trece la teatru. Dar vă rog din suflet, doamnă Veturia, fii dumneata mai îndurătoare, mai... Ești prea amabile, domnule Ionescu. Vai, coniță frumoasă, mi-e teamă că niciodată nu voi găsi cuvinte destul de potrivite să, cum să vă spun, care să exprime toată stima mea nemărginită ce o am pentru dumneata și pentru familia Harincea, care binevoiește să mă onoreze cu atâta prietenie. Dumneavoastră bucureștenii aveți mare ușurință la vorbă. Da, ușurință la vorbă și adâncime în sentimente, doamnă. Numai femeile știu să fie statornice pretutindeni. Nu-i așa, Veturia? Da, foarte statornice. Și mai cu seamă în puținele familii bune ce au mai rămas pe aici. Veturia este de 3 ani în văduvă și cu toate că are aproape 25 de ani, se poartă ca o fecioară. Nu-i așa, Loții? În familia noastră și bărbații se poartă ca fecioarele, ia ca de exemplu eu. Loții, dragă Loții, tu n-ai dreptul să vorbești. Amintește-ți dansatorile de la Peșta și de la Viena și puneți cenușă în cap. Chiar așa, da, mă rog, unde zăbovește domnișoara Cuca? Ni s-a făcut dor de dumneavoastră. Mai știți cât mă supără uneori? Da? Nici nu vă închipiți ce copilăroasă e Cucuța. Toată ziua se joacă și zburdă prin casă, de uită și obligațiile sociale. Ce credeți, în loc să se gătească, să vă aștepte, cum se cuvine așa pentru o fată, am găsit-o adineaur gătindu-și păpuși.
ușile. E grozav. Vă rog să iertați în câteva minute să nu face nimic, nu face nimic. E foarte drăgălașă, surioara. Și Veturia o iubește mult. Da, ne-am împrietenit ca două surori. Ce este drept, este o ființă încântătoare. Nu vreau să mă pronunț despre bărbații din regat, dar femeile dumneavoastră sunt adorabile, fără discuție. Lații. Se vede numai decât că trebuie să fie fată de neam, domnule Mitică. Degeaba, neamul se cunoaște dintr-o ochi. Să știți că noi față de dumneavoastră nu... Pe aici avem tare puține familii adevărat nobile. Boierii români s-au înstrăinat, așa erau vremurile. Așa erau, da. Noi însă de 400 și mai bine de ani de când se pomenește în documente întâia oară numele Halinge. Mămică, scumpă, dar ce importanță mai au lucrurile astea? Ce o să creadă domnul Ionescu? Ce să vedeți, din potrivă, mă emoționează tot ce spune doamna, fiindcă și regretata maica mea vorbea așa. Da? Da, ia sărăcuța, nu putea uita că avem în vine sânge de domnitor. Ce aveți, domnule? Mama dumitale, da, de domnitor? Mai scumpă, da. Vai, loții, nu-ți spuneam eu? Aveți și diplome, ar fi grozav. E, avem câteva lăzi de hrisoave și din partea mamei și din partea tatii. Din nefericire, da, dâns, din nefericire toate s-au pierdut. Adevărat nobil, sânge albastru. Vă mulțumesc. Oh, domnul Mitică, știi câte lucruri rele ni s-au spus despre dumneata? Colosal, din toate părțile și din toate privințele, să știi. De aceea acum ați pot destăinui. Ne-am ferit atâta vreme să vă primim între noi. Numai azi am aflat cheia enigmei. Da, poate că și dumneata ești cam prea mândru cu lumea. Da, se prea poate. Dar să știți că fără voia mea, vă rog să mă credeți. Eu ca o să fiu cât mai democrat, cât mai burghez. Nu-i vina mea dacă nu reușesc întotdeauna. De altfel, m-am așteptat la toate din clipa când am pornit să părăsesc liniștea de la conacul meu strămoșesc și am alergat aici. Oh, dacă ar fi toți ca dumneata. Cine își lasă moșiile și castelele pentru patria, acela, da, e apostol, nu-i așa, Veturia? Doamnă, nu, iertați-mă, nu sunt deloc apostol, credeți-mă. Nu știu dacă voi fi izbutit să-mi câștig aici vreo simpatie. Vedeți, cine își face datoria și numai datoria ca mine, nu poate recolta multe recunoștințe imediate. Fii sigur că ai simpatii destule și dintre cele mai alese. Mulțumesc! Iertați-mă, miticuță dragă, să știi că eu sunt gata de mult, dar bucătăria asta este așa din eroadă. Copila mea, lasă-mă să te îmbrățișez. Te-am iubit și până acum, dar de când am auzit despre Ștefan cel Mare și cel Sfânt. Așa-i mitică, tare drăcos cât te știe el. Vedeți, toată ziua e în conflict cu servitoarea. Să știți că e foarte gospodină. Servus, dragă Veturia. Servus. Bă, dar ce bine îți vine rochea asta. Dar nu ți-am mai văzut-o, nouă? Da, eu? Pe mine nu mă vezi, domnișoară Coca? Dumneata, ești totdeauna drăguț, neneloții baci. Se vede că ești boier de viță. Fii cu minte, te rog, ești prea strângăriță și neneloții baci poate să se supere. Din potrivă, domnișoară, este adorabilă. Cine-i drăguță cu el? Turi, ai auzit cu urechile tale ce fel de om e? Bine, mamă, dar Garofoiul? Ce Garofoiul? Ce? Când îți urâde norocul să ajungi într-o familie care se trage de la Ștefan cel Sfânt. Elza, dragă, mi se pare că e vremea să plecăm la serbare. Nu pentru noi, dar tu ai răspundere. Dar spunea și Dogariu că va trece pe aici cu domnul Garofoiul. Nu putem aștepta prea mult. Să știți că Cocuța a pregătit o mică gustare. Nu se poate să o refuzați. Vă rog. Domnul prefect cu domnul primar. Vorbești de lup și lupi la ușă. Vă rog să mă scuzați, iertați-mă. Dragă domnule director, scuze, am avut atâta de lucru, curg de peșele și ordinele. Mi se pare că ne clătinăm, ce zici? Am onoarea, servus, loții baci. Servus, dragă, de mâini, salutare. Loții, dragă, servus. Ești om fericit că nu faci politică și nu te doare capul de nimic pentru noi. Servus, dragă. Domnule director, se aude că-i musai să cădem. Fii liniștit. Liniștit, ușor de zis. Dar dacă vine pe neașteptate, ar fi mare catastrofă. Adevărat, vede, directore, ce facem? Ce să facem? Ministrul dumneavoastră nu suflă nimic. Nu se poate să ne apuce evenimentele nepregătite. Da, la altă ieri n-am nicio veste nouă. V-am arătat atunci telegrama ministrului, da? Nu, dacă e așa, apoi eu tot nu fac politică. Eu sunt gospodar și administrator. Bravo, sigur că da. Dar acum un an,
când a fost să te numească, a, te bătei în piept că ești stâlpul nostru. Mă rog, mă rog, mă rog, mă rog, atunci era altceva. Altceva, da. Eu știu, gospodărie. Dragilor, mai lăsați politica, că întârziem. Întârziem. Telegramă de la domnul ministru. Aha, ce? Ce ministru? De unde știi? Apă doară dumneavoastră. Ia, domnul Coace, ia ieși afară, ieși afară, domnul Coace. Așa, așa e că presimțirea mea nu mă înșală. Da. Aș fi venit pe avertisment. Dați voie să citesc aici, așa. Situație bună. Așa, așa? Ziarele, numai minciuni. Da. Trimite urgent două lăzi mere Ionatan alese. Eh? Va să zic că nicio pricină de îngrijorare, domnilor. Apoi să trăiască, să ne trăiască. Ne lasă o piatră de pe inimă. De mere Ionatan am eu grijă. Bravo. Unde să trimit? Patru lăzi. Păi unde să trimiți? Trimiți-le la mine și le expediez eu împreună cu alte lucruri, domnule primar, nu? Da, să scrii că s-a lese de mine. Să știe excelența că noi suntem devotați. Bravo, așa. E, acum că v-am liniștit, nu? Ar fi bine să trecem la o mică și foarte modestă gustare. Faceți-mi onoarea, doamnelor și domnilor, vă rog, poftiți. Mulțumim. Și să ne iertați, scumpă doamnă Harincea, doamnă Veturia, vă rog să poftiți și dumneavoastră. Domnișoare Coca, soarta vrea să fiu eu cavalerul dumitale. Roții baci, mai domol cu ștrengările, că te aude el zaneci. E foc, hai să mergem în supragerie. Trebuie să știm din vreme, domnule prefect. Nu se poate să rămânem în vânt nostru. Hai, hai să mergem. Să mergem. Poftiți, domnule Dogariu, poftiți și dumneavoastră, domnule Garofoiu. O trecut în sufragerie, mă duc să vestesc pe domnul director. De altfel, noi am venit mai ales pentru domnul avocat Harincea. Și zici că sunt aici și dumneavoastră. De mult. De multișor. O sosit cei din tâi. Bine, bine, acum lasă-mi, lasă-mi. Trăiți, domnule avocat, trăiți, domnule procuror. Bine. Garofoiule, Garofoiule, dacă ai bănuit cât mă simt de jenat că a trebuit să trec pragul acestei case, mai compătimi. Numai tu poți să mă înduplec la asemenea compromis. Nu-mi face și tu imputări. Îmi fac eu însumi destule. Dar nu mă poți stăpâni, dragă Dogariule, trebuie să o văd. A, păi chiar asta e buba, dragul meu, că nu te poți stăpâni. În iubire, ca toate, se cere să ai răbdare și încredere. Veturia te simpatizează, iar pentru rest mă însărcinez eu. Va fi nevasta ta. Va fi, va fi, fi de va trei fi. Luni de zile mă amăgește așa ca pe un copil fără minte. Sst, Veturia. M-ați speriat. Sărut mânășițele, Garofoiu m-a dus aici aproape cu forța, da? Murea dacă nu te vedea o zi. Vrei să mă măgulești, Miroane? Dar ești foarte drăguț. Nu, n-am de gând să-ți fac nicio imputare că m-ai silit să intru în casa asta. Dar dar mai vorbește și dumneata, domnule, că doar dumneata o iubești. Dogariule. Miron se crede obligat să-mi facă în fiecare zi declarații de amor în numele dumitale. Poftim, ai auzit? Vrea să spună cu un cuvânt subțire că nu e adevărat. Ba doamna știe prea bine cât e de adevărat. Ionică dragă, Ionică dragă, parcă nici n-ai fi regățean. Te roșii și te zăpăciși ca un artelean păștinaș. Asta înseamnă că sentimentele dumitale sunt mai adânci? Da. Da? Da. Te iubesc. Ei, bine, bine, acum mă mai privești, eu mai sărut-i mâna și pe urmă să plecăm. Să nu mai fim nevoiți a da ochi cu stăpânul casei. Mai, dar ce plăcere, ce încântătoare plăcere. Mă miram eu pe unde s-a pierdut odată doamna Veturia încât a început să fie îngrijorată doamna Haricea. Bine ai venit, onorată, domnule Dogariu. Spune pe domnule Garofoiu, n-ai idee ce mulțumit sunt că mi-ai făcut cinstea să... Eu venisem să-mi caut poșeta și am găsit pe domnii. Ba, și servitorul nici măcar nu m-a anunțat. Ce rău îmi pare, vă rog să mă iertați. Eu sunt vinovatul cel mare. De altfel am vrut numai să scuzăm pe Garofoiu față de doamna Harincea pentru că nu poate asista la sermare. Da, am la șase o descindere și mi este peste putință. Chiar am întârziat puțin. Ai, ce păcat, ce păcat. Doamna Harincea are să fie nemângâiată. Să mergem, vă rog, este târziu. Scumpă doamnă, iertați-mă numai un minut, un singur minut. Ne-au venit niște oaspeți așa de... Da, da, de, Miron cu domnul Garofoiu. Da. Mergem, Veturia, domnii au să ne ierte, dar da, eu ca prezident a societății trebuie să fiu exact în niște așa. Da, chiar așa e, zăneni, chiar așa. Nici nu vrem să vă reținem de altfel. Numai Garofoiu s-a crezut obligat să sărute mâna și să-ți ureze succes. Mulțumesc și regret mult. Domnule Ionescu, ești nespus de amabil, dar nu mai putem zăbovi. Ne întorcem după serbare, că tot lăsăm aici și hai. Doamnă, dorințele dumneavoastră sunt ordine pentru mine. Care trebuie să stau acum să-mi supraveghez servitoarele astea. Am niște servitoare îngroaznice. Dacă nu stau după ele, mănâncă tot. Mă mai sparg și vasele. Ce să fac? Nu-i nimic, puișorule, nu-i nimic.
rămâiți pe vești strebule și vii pe urmă că teatrul e numai peste drum, nu? Da. Nu putem să întârziem pe doamna Harincea pentru... Dacă domnișoara primește, eu îi țin bucuros de urmă. Bravo, Loții, bravo! E, atunci, gata, mergem. Domnule prefect, dumneata dă brațul Veturiei, iar domnul Ionescu va fi cavalerul meu. Prea mare onoare, domnule. Amonarea, domnule Dogariu. Domnule avocat Dogariu, amonarea. Salut, salut. Miroane, ce zici? Ce zic? Ce să zic? E bine, e foarte bine. Hai, hai, hai să mergem. Tu m-ai băgat aici. La revedere, lații baci și felicitările mele. Ah, Miron, erai aici, nici nu te-am văzut. La revedere, dragul meu. La revedere. Ce l-o fi apucat iar de mine? Mi se pare că era furios. O secundă, nene, lații baci. Roza! Roza! Să strângi repede tot, fetiță, să pui lucrurile și să-mi aduci cheile. Fuca, 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 când am primit zăbovit. Și uite, mă așteaptă conașul. Vezi, Loții Baci, din pricina dumitale acum nu pot sta lângă ea și sunt sigură că îmi șterpelește cel puțin o jumătate de tort. Ai aerul că nu ești mulțumită de sacrificiul meu și eu care eram gata să-ți cer o recompensă. Am înțeles, să te las să-mi faci curte. Asta o făceam și fără permisiunea specială a dumitale. Eu însă umblu să-ți cer mai mult. Atinge? Cu cine crezi dumneata că ai de-a face? Mă confuz, domnule. Eu credeam că glumești, dar dacă e serios, se schimbă afacerea. Dar cum să glumesc? În amor mai merge cu glume. Ei, bine, dacă nu-i glumă, te poftesc să te porți cu mine frumos, să nu mă consider de pe ulițe. Adică trebuie numai decât să fii de pe ulițe ca să fii iubită? Iubită? Ei, nu mai umbla cu subtilități, că la mine nu se prinde. Eu sunt fată deșteaptă. Nu crede că ai să-ți bat joc de mine așa de ușor. Să-mi bat joc? Extraordinar. Îmi bat joc, fiindcă te iubesc. Sigur, dumneata om însurat, cu fată cât mine. Nu-i firea mea să fiu răutăcioasă. Altfel n-aș avea decât să mă plâng, doamne Harința. Nu, asta să nu o faci, să nu o faci. N-o fac ca să nu supăr pe fratele meu. Da, exact, fratele. Ironia nu-ți șade bine. Nu, mi-a venit în minte că multă lume nici nu vrea să creadă că sunteți frați. Da? Și dacă n-am fi frați? Ați fi prieten și ar fi mai bine. Vezi cât ești de rău. Adică dacă nu te ascult pe dumneata, înseamnă că mitică nu mai mi-e frate? Spune, n-aș avea dreptul să mă supăr. Hai, jignește-mă și dumneata cu puțină iubire și hai să vezi. Hai. Îngăduiem să te îmbrățișez măcar atât. Haide să rupă-mă ștrengărul. Răutăgioasă, urână. Stai, jenică, de ce fugi? Stai o clipă cu domnul Harincea până văd eu ce mi-a făcut servitoarea. Mă ierți puțin, nene Loții Baci? Da, mă rog, domnule. Haide, nevică, în fi tocan. Ce mai faci, poete? N-ai mers la sărbare? Sărbare nu. Am lucrat. Mm-hmm. Dar eram inspirat. Am crezut că mitică e încă aici. Altfel nu deranjeam. Nu. Au plecat toți din aur. Numai domnișoara a rămas să aranjeze. Da, sigur să aranjeze. Da, nene Loții Baci! Hai, tu nu vii, jenică? Eu unde să vin? Adică, da, tu ai de lucru, ai de lucru. Da, am. Pa, atunci la revedere! La revedere, poeste! La revedere, da. Revedere. Ce mocirlă, ce mocirlă! Mi-au stricat toată opera. Roza! Roza! Poftim! Roza! Rozico, uite, eu am foarte mult de lucru și am nevoie de inspirație, știi? Dar văd că ați strâns masa. Păi domnișoara a poruncit. Da, sigur, domnișoara. Nici măcar nu m-ați vestit când ați servit gustarea, nu? Domnișoara a zis că... Da, știu. Și eu munceam colea pentru... Putea măcar să-și aduc aminte. Doriți ceva? Păi nu ți-am spus? N-avem nimic, domnule, domnișoara a încuiat tot. Cum, nimic? Dacă nici măcar vin... Nici măcar o dulceață. Păi dacă domnișoara încuie, noi ce suntem de vină, domnule? Da, domnișoara, mereu domnișoara. Bine, Roza, bine, du-te. Mereu domnișoara. Uite pe cine iubesc eu de ani de zile. Ce rușine. Poftim de te mai inspiră, jenică. No, mai bine plec. Poftiți, doamnă, poftiți. Te rog, adă-mi haina. Mi-e rău, vreau să mă duc acasă. Dacă aveți nevoie de ceva, să chem fata pe Roza. Nu, adăm numai haina. Poftiți haina, coniță. Mulțumesc. Ce s-a întâmplat, doamnă? Ce s-a întâmplat? Te-am văzut dispărând brusc din lojă și mi-am închipuit că trebuie să fie ceva. Sper că nu-i nimic grav. Vai, doamnă Ionescu, dar de ce te-ai mai deranjat? Am avut doar o...
o mică amețeală. Era prea cald în sală. Și vreau să mă duc acasă, să mă odihnesc puțin. Stai, Mihai, și... Mihai, te rog, poți să pleci? Da, domnule, te sun eu dacă am nevoie de tine, da, te rog. Atunci mai bine stai aici puțin. Te rog, dar te rog să te simți așa ca acasă, da. Are să fie și Roza, o să te îngrijească. Deși aș fi cel mai fericit muritor dacă aș putea să te servesc eu. Ia loc. Nu. Colea, colea, ia loc. Te rog, nu, te rog, nu. Am să te îngrijesc ca un sclav. Îmi dai voie? Ești, ești prea bun. Hai, nu. Dar nu trebuie să te ostenești. Osteneală, vai de mine. E cea mai mare bucurie care mi se poate dărui. Uite așa, să te odihnești bine aici, iar robul dumitale va veghea și va căuta să-ți ghicească dorințele și va fi fericit când va putea să ți le împlinească. Prea mă răsfeți, domnule Ionescu. Și pe urmă nici nu mai am nimic. Trebuie să plec. Nu, te rog. De ce? Mai lasă-mi un moment plăcerea de a veghea așa la picioarele dumitale. Am visat atât de mult clipa aceasta încât nici acum nu-mi vine a crede că s-a realizat, Aive. Ai fost întotdeauna amabil, dar mai mult nu pot. Da, firește, cum să poți, dumneata, fiica lui Harincea, văduvioara încântătoare a baronului erou, să te cobori până la bietul de mine care îmi împletesc visurile și speranțele numai din privirile dumitale. Uitați-mă o clipă că între noi e o prăpastie. Prăpastie? Nu pricep. Adică nu vrei să pricepi că între noi se află el. Cine? El, Garofoliu. Domnule, da, știam, nu, știam. Vorbește toată lumea că ești promisă lui, știam, firește. Nu, Garofoliu, sigur că e un bărbat eminent, e o figură strălucită în magistratură, are viitor mare și calități minunate, sigur că în fața lui nu pot decât să mă închin. E bine, fiindcă insiști atât. Am să spun că toate zvonurile de logodnă sunt premature. Adevărat? Da. Asta înseamnă că încă nu mi s-au spulberat toate speranțele. Dacă mi-a fost îngăduit să aud din gura dumitale o veste atât de... Oh, cât mă simt de fericit! Păi, domnule Ionescu, asta nu înseamnă că... Nu! N-ai să mă poți opri să sper în sufletul meu să cred că îți va fi milă de iubirea mea și că odată, mă rog, cândva, oricât de târziu, vei apleca mâna dumitale caldă peste nădejdile ce s-au cuibărit în inima mea. Nu, te rog, te implor, nu-mi risipi credința. Fii bună pe cât ești de frumoasă. Domnule Ionescu, te rog, dăm haina. De ce? Și să plecăm înapoi la teatru. Nu mai Serbarea stai. Trebuie să fie pe sfârșit și mama. Da. Mama are să se supere că am lipsit, domnule Ionescu. Da, înțeles, serbarea, sigur că... Vai, sunt atât de nenorocit, atât de... Lasă-mă să te țin o clipă în brațe. Te rog, nu te apropia. Lasă-mă, te rog. Nu te apropia și te rog să mă urmezi. Lasă-mă, te rog. Casa dumitale, domnule Harincea, a ajuns un fel de loc de întâlnire a tuturor demagogilor care intră și ies aici ca la cafenea. Pe mine lucrurile astea mă jignesc atât, domnule. Pe mine deloc, îți jur, Miloane. Sunt niște oameni foarte amuzanți când îi cunoști mai bine. Am observat în general că oamenii mai puțin morali sunt mai distractivi. Din fericire am început să fim și noi mai meridional, să trăim mai fără zgardă, hai, dragule. Nu. Te ascult și nu-mi vine a crede că aud pe Harincea, omul care mai cunoști și ar tăia o mână decât să facă măcar în gând o incorectitudine. Toate astea însă, înțeleg, sunt numai pentru a justifica legăturile voastre cu Ionescu. Apoi, eu n-am niciun motiv să regret legăturile cu Ionescu. Dimpotrivă, am făcut o plăcere nevestei mele. Mm-hmm. Ea cu principiile aristocratice, nu? Te pomenesc că Ionescu mai fi și aristocrat. Cum, nu știai? Nu. Dar nici eu, dar ne-a spus el, după mamă, se descinde de la Ștefan cel Mare, da, iar după tată, de la Mihai Viteazul. Ei, nu mai spui. Și dumneata crezi. Păi dacă Elza crede, de ce n-aș crede și eu, mai ales că nu mă costă nimic. Ei, nu, loții, pace, mă uimești.
Atunci nu cumva o fi adevărat și că aveți de gând să o măritați pe Veturia cu Ionescu? La urma urmelor, pentru ce nu? Dacă Elza îl agrează... Dar Veturia... Nu, să ne înțelegem. N-am spus că vreau să dau pe Veturia, nici doar fiind căderea mea. Am zis doar că se prea poate să vrea nevastă. Da, și cu Garofoiu cum rămâne? Era ca și logodnicul Veturii. Na, Miroane, ții să mă vâr cu orice preț în încurcături. Ești un tip imposibil. Nu-ți spuneam eu că oamenii prea cum se cade sunt plicticoși, nu? Domnule. Ce om încântător e Ionescu ăsta. Da. Nici baronul n-a fost așa de galant. Degeaba, se vede că e os de domn de la bietul Ștefan cel Mare și Sfânt. Închipuiește-ți, loții, dragă, Alineaur Veturii a primit iar un coș cu flori. Splendid. Azi dimineață unul, acum al doilea. Da. Și uite așa, necontenit de două săptămâni. Da. Este superb. Veturii amititica e palidă de emoție. Cum? Veturia primește flori de la Ionescu? Nu mi-a spus nimic? Ce întrebare! Și să vezi, loții, câtă discreție aristocratică, omagii de botate Ionescu. Simplicitatea asta este ceva princiar. Credeam că ați sorbit de vorbă, că vreau să-ți arăt coșul, loții, dragă. L-am pus în salonașul Turiei. Merg bucuros, draga mea, cu miroama în sfârșit. De altfel, nici n-am vorbit decât mărunțișuri. Din mărunțișuri însă mai rămas o chestiune asupra căreia trebuie să mă lămuresc cu dumneata, Elza Neni. Bine, vorbim mai târziu, dar acum veniți să vă arăt coșul. Sunt atât de mișcată că nici n-aș putea să te ascult. Da, așa este, Elza scumpă. Haide, Miroane. Te rog, Elza Neni. Beata știi că Garofoiu vine aici de mult pentru Turia. Da? Despre el vrei să-mi vorbești? Da. Crezi că e așa urgent? Da. În urma încurajării dumitale. De aceea l-am îndemnat și ne-am înțeles să vii azi să vă ceară pe... Azi? Auzi, Loți, azi! Eu am venit înainte să vă pregătesc. Bine, dar cine te-a autorizat să... Asta este extraordinar. Să știi, Miroane, că noi te iubim ca pe copilul nostru și s-am răbdat multe pentru că ești companistul lui Loți. Dar să te apuci să complotezi cu un oarecare... Nu, e un oarecare, e procuror. Și complotul, dacă este, s-a urzit cu aprobarea tacită a dumitale. Trebuie să limpezim neapărat situația. Atât mai rău dacă dumneata ești încântată de aristocraticul Ionescu. În zadar caut să-l ironizez și să-l bat jocorești. Sper că pot fi mulțumită când mi se oferă perspectiva de a avea ginere pe un coborător din familie domnească. Nu este așa, Loții? Cum văd, dumneata ești hotărâtă și n-aștepți decât să binevoiască domnul Ionescu. Prea bine să mergi până la capăt și pe urmă voi ști ce am de făcut. Ia uite, Loții, că ne și amenință. Asta este. Dar tu n-ai un pic de demnitate? Ai început să te crezi stăpân în casa noastră? Bravo, Loții! Bravo, frumos tovarăș ai luat. Pe Miron Dogariu, care a început să dea ordine. Mi-a spus mie Ionescu cine ție Garofoiu și cum umblă numai după zestrea Turiei. Așa, domnule Miron Dogariu, te credeam prieten. Domnul procuror Garofoiu. Poftim ce curcătură. Acum ce facem? Ce facem, Loții? Primește-l tu, că doar ești bărbat. Eu plec. Atunci spune că nu suntem acasă. Am să-i spun că erați aici. Vrei să mă intimidezi? Bine. Poftește pe domnul. Da, pe mine nici Loții n-a putut să mă intimideze, deși mi-e bărbat legiuit. Mă iertați, poate că ora este nepotrivită. Sărut, mână, doamne. Bună ziua. Luați-vă și? Servus, dragule. Nu, ne face mare plăcere. Nu știu cum să vă mulțumesc. Șeze, domnule Garofoiu, colea lângă mine. Mulțumesc. Primirea aceasta atât de cordială și mai ales acum când am nevoie de atâta îndemn și... Trebuie să știți... Că iubesc pe doamna Veturia mai mult decât orice în lume. Și de aceea îmi permit cu tot respectul să vă rog mult din toată inima să mi-o dați pe soție. Domnule Garofoiu, cererea dumitale ne onorează mult, dar ne pune într-o situație foarte delicată, fiindcă nu ne-am așteptat la ea. Adică oarecare aluzii ne-a făcut Miron, firește, dar n-am avut putința să ne gândim serios și nici cu Turia n-am stat de vorbă. Turia îl iubește, mi-a mărturisit mie. Eu nu mă pot mulțumi cu garanția ta, Miroane, să mă ierți. Altfel vorbește fata cu tine, oricât ați fi de prieten, și altfel cu mine, mama ei, femeie ca și ea. Nu-i așa, Loții? Da, sigur că da. Încât, domnule Garofoiu, n-aș putea să-ți dau un răspuns acum. În loc de amânări fără rost, ar fi mai bine să o chemăm aici pe Veturia și să o întrebăm imediat. Eu primesc hotărârea ei. Cred că și Garofoiu, nu? Crezi tu, Miroane? Da. Poate că totuși ar fi mai bună amânarea. Foarte înțelept, domnule Garofoiu. Mă rog, atunci și o amânare, dar cu termen. Se vede că ești avocat. Vorbești parcă ai fi la un proces. Știi bine că e un proces. Ei bine, eu nu mărit pe fata mea cu termen. Mă iartă. Fii sigur că vom cumpăni bine propunerea dumitale, domnule Garofoiu. Vă mulțumesc, doamnă. Și voi aștepta cu încredere. Și îmi permit să sper că... Ai spravit? Da. Sunt mulțumit.
Doamnă, vă rog să transmiteți complimentele mele doamnei Veturie. Sărut mâna. Cu mine însă, Elza Nene, n-ai sfârșit. Eu nu mă mulțumesc atât de puțin. Sărut mâna și pe curând. La revedere, bătăiosule. La revedere, domnule Garofoliu. La revedere, dragilor. Câtă impertinență, doamne, câtă impertinență. Mă mir cum l-am putut răbda. Elza, e foarte îndrăzneț, dar e tânăr și trebuie să-i trecem cu vedere. Numai tu ești de vină că s-a făcut atât de obraznic. Numai tu, Loții, să știi, numai tu. Fiindcă nu l-ai pus la locul lui de la început. Elza, eu te sfătuiesc să te desparți de băiețul ăsta, Loții, dragă. Biroul tău se poate foarte bine lipsi de dumnealui. Este imposibil. Biroul nostru e de fapt biroul lui. El lucrează, el îl conduce, nu se poate. Bine ai ajuns, n-am ce zice. Dacă te duce de nasul, nu ca el, pe tine, haring. Bine, ai dreptate, Elza, dragă, da, nu te mai supăra. E cum să nu mă supăr când sunt călcată în picioare de toată lumea și n-are cine să mă apere? Vai, Loții, tristă soartă mi-a fost cărăzită. N-am avut și eu norocul să mă iau un aristocrat adevărat, nu ca tine. Oh, măcar Veturia să nu aibă soarta mea. Dacă o s-o ceară Ionescu, știu că ar fi fericită. Hai să vezi ce coș frumos ai trimis, Loții, dragă. Cu obrăznicile astea lui Miron am uitat de coș. Vino să vezi, e superb. Numai crini și trandafiri. Da, mulțumesc. Da? Vă rog să luați loc, am să vestiți numai decât pe doamna Harincea. Da, prea bine, da. Doamna Harincea, așa, jenică, dacă ai bănit ce emoții am. Te cred. Jenică, o să dăm o lovitură. Nici nu ți-ai închipui tu. Te înșel, mitică, știu. Ce vor? Asta e în definitiv. De ce te-ai luat acum după mine? De ce te ții după mine? De ce te ții de pulpana omului? Ia du-te, băiete, du-te și vezi de treburi. Că eu am aici afaceri particulare. Hai. Și fii mai discret. Sunt mai foarte discret, dar am să-ți vorbesc, să știi. Tu ești mintit? Cum să vorbești acum? De ce nu mi-ai spus totul pe drum? Acum vrei, ascultă, jenică, să știi că tu n-ai bun simț. N-am, pentru că sunt om cinstit. Ești om cinstit. Mitică, e o imposibilitate morală să faci ceea ce vrei tu să faci. Nu te poți însura cu fata lui Harincea, să știi. Să știi că ai devenit agasant, jenică. Aha, agasant, de da? Două săptămâni în bas cap cu Coca și cu Harincea. Bacă i-ai prins săruțându-se. Bacă Harincea nu o slăbește deloc. Bacă Coca îi face, mă rog, ochi dulci. Uite ce, eu am alte griji acum decât toate lamentările astea și fleacurile astea. Păi înțelegi? Cum, mă, e femeia ta, e iubita ta. Spravește-o dată, jenică, îi spravește-o dată. Spune-o, uite, nici lumea să poate așa. Nu mă face pe mine confidentul geloziilor tale, clar? Geloziilor mele? Sfârșește-o dată, jenică. Nu mai nema. Poate să pice doamna Harincea și n-am poftă acum să te găsească aici. Ia, umblă sănătos. Hai. Mitică, eu îmi fac datoria de amic. Altă dată, băi, altă dată, du-te repede că acum pică. Bine, Mitică, am plecat. Ai plecat? Dar să știi că ai să regreți. Du-te. Ai să regreți. Du-te. Vai, domnule Ionescu, te-am făcut să aștepți. Scumpă doamnă. Profit de ocazie să-ți mulțumim și în numele Veturiei pentru florile atât de gingașe. Mai stimată doamnă, fiindcă ați pronunțat un nume adorat, am să vă mărturisesc îndată că vizita mea poate inoportună e prilejuită tocmai de doamna Veturia. Veturia? Da, să nu mă descurajați, doamnă. Mi-ați dat atâtea dovezi de bunăvoință că acum orice gest mi-aș zdrobi inima. N-am cutezat până să vă vorbesc despre taina cea mai scumpă ce o mânghi de mult în suflet, dar doamnă, doamnă, iubesc pe scumpa dumneavoastră Veturia. Poate că descendența mea nu e destul de strălucită pentru o familie mare ca dumneavoastră. Domnule, poate, nu, poate că nici averea mea modestă nu e vrednică de luat în seamă, dar mă bizui pe o comoară pe care nimic în lume nu o întrece. Pe iubirea mea înflăcărată, care se crede îndeajuns de puternică spre a o face pe Veturia femeia cea mai fericită. Oh, domnule Ionescu, cererea dumitale m-a mișcat de nu mai știu nici. Da, te-ai gândit oare destul de bine la pasul pe care vrei să-l faci? Doamnă, de luni de zile, numai gândul acesta mă stăpânește. Poate dumneata crezi că Veturia are cine știe ce zestre. Vai, vă rog, doamnă, nu mă jigniți. Vă rog, nu cu astfel de presupunere. O să știți că mă interesează Veturia și numai Veturia. Domnul Ionescu pare atât de hotărât, de mai uluit. Cuvintele acestea poate că vor să acopere un refuz. Hai deloc, din potrivă, domnul Ionescu. Eu, noi ne dăm cu bucurie consimțământul. Doamnă, am toată încrederea că Veturia noastră dragă va fi fericită cu dumneata. Atunci, doamnă, mai am o singură rugăminte. Să chemați pe Veturia și să o întrebați aici în fața mea, fără a o mai pregăti, da? Înțelegeți bine că răspunsul ei spontan are să-mi pecetuiască definitiv soarta. Dacă ea mă va respinge, voi avea măcar mângâierea că dumneavoastră ați fost îndurătoare.
Vai, sunt așa de confuză, domnule Ionescu, crede-mă, așa de, Poftește o fetiță pe doamna mică. Da, doamna, imediat. În câteva clipe se va decide rostul vieții mele. Păi, ce clipe cumplite. Aceeași emoție o simt și eu, domnule Ionescu. Nu vrem să influențăm hotărârea ei. Ținem numai să o știm fericită. Veturia însă este fată cu minte. Doamna, eu vă mulțumesc pentru cuvintele de încurajare. Sunteți, cum să vă spun, sunteți un balsam pe rana inimii mele, o nădejde de bine. Dacă nu te-am cunoaște cât ești de serios, aș fi îndoită. Spun drept că eu una mai mult țin la neamul omului decât la avere. M-ai chemat, mamă? Da, scumpa mea. Domnul Ionescu, vino colea lângă mine, Turia scumpă. Am să-ți vorbesc lucruri foarte serioase. Ia loc și dumneata, domnule Ionescu. Da, ești foarte solemnă, mamă. Turia, dragă și bună, spune-mi drept, ce părere ai despre domnul Ionescu? E simpatic. Dar dacă domnul Ionescu ți-ar cere mâna, ce ai zice, Turia? Atunci trebuie să fie și mai simpatic. Draga mea, draga mea, să mi-o faci fericită. Dragostea mea, spune, chiar vrei? Ții puțin la mine? De ce mai întrebi? Dragă Ionescule, nu mai insista. Nu insist, nu mai. Veturia este o fire capricioasă. Cuvântul ei însă este sfânt ca un jurământ. Nu, nu, nu insist, iartă-mă, iubita mea logodnică. Acum, copii, să punem la curent și pe loții, ca să fie toate în ordine. Eu zic să mergem să-i cereți voi consimțământ. Da, cum vrei dumneata și Veturia. Uite. La ce? Ce-ați spus la cale? Loții, dragă, loții. Am făcut un complot. Da, mare complot. Domnul Ionescu ne-a cerut mâna Veturiei în chip. Da, bine, dacă v-ați învoit, eu firește n-am nimic de adăugat, să fiți sănătoși. După chestiile sentimentale, trebuie să ne gândim și la cele practice, dragi. În ce privește zestrea Veturii... Nu, vă rog să nu vorbim de zestre, vă rog din suflet. Nu vreau să pângăresc clipele astea sublime cu discuții materiale. Să știți că eu muncesc și am atâta ca să pot ține împărătește o... O turturică. Ești foarte cavaler, dragul nostru. Dar nici noi nu putem primi asemenea ofensă. Veturia are zestrea ei. Nu se poate să ne înjosim. Eu aș primi înjosirea asta. Da, dacă ții tu. Mă rog, mă rog, dacă măicuța... Îmi dai voie să zic așa, măicuța. Dacă măicuța găsește o intenție jignitoare, atunci... Nu zic ca intenție, dar în fața lumii noi am apare micșorați. Da, s-ar găsi oameni care să ne acuze chiar de zgârcie. Da, ei, dacă e așa, am să mă sacrific. Eu însă aveam de gând să vă cer ceva mai mult. O zestre morală. Fiindcă odată ce mă căsătoresc, vreau să mă stabilesc definitiv aici. Se dovedește și mai mult că ești într-adevăr omul pe care l-am dorit. Măicuță, vino să te îmbrățișez. Măicuță, nu mai încape îndoială că noi îți vom da tot sprijinul. Loții nu face politică. Vei face dumneata în locul lui. Vei fi deputat. Altă slujbă nu-ți trebuie. Vorbești frumos, ești cult, inteligent. Mulțumesc. Peste câțiva ani trebuie să ajungi ministru. Dar firește cu ai noștri, nu cu cei care te-au trimis aici. Și să nu uiți totuși că ești omul ministrului. Dar să știți că nu-i datorez nimic. El îmi datorează mie tot. L-am ales, gata, că eu l-am ales. Știți, când voi deschide eu dosarele... Dar ce te amesteci, Loții? Ce te amesteci? Nu. Tu ai fost întotdeauna slab, lasă-l pe el, că e mai energic. Dar nu se poate să intri, Mihai, nu pricep, nu se poate. Dar întâi trebuie să te anunci, Să rămână, domn director, o telegramă de la domnul ministru. Cum de așa buză, Mihaiță? Cum să poate? Ce ți-am spus, mă, să vii cu prostii de astea aici? Nu, domn director, o telegramă adevărată. A adus-o chiar factorul și mi-a spus că e foarte urgentă. Auzi, de ce vorbești un întrebat? Spune și mie, de ce vorbești? Hai, șterge-o, șterge-o. A căzut guvernul. A căzut guvernul. Guvernul Iconu Griguț a căzut. Vino imediat București. Primejdie postul tău. Dar cum o fi căzut, dragule? De bunăvoie ori a fost trântit? Ce bunăvoie? Nu, am să-mi prezint demisia, să fiu complet liber pe mișcările. Dacă e vorba să-i dăm sprijin într-adevăr serios, trebuie isprăvit cât mai repede cu logodna, să aibă om un titlu în fața legătorilor. Da, atunci facem diseară o masă pentru câțiva intimi, iar după masă fixăm și data logodnii oficiale și putem vorbi despre toate. Coniță, domnul prefect și cu domnul primar doresc să vorbească urgent cu domnul nostru. Stai puțin, desigur că aveți chestii de politică și pe noi nu ne interesează. O fi primit și prefect.
vestea căderii. Da, atunci noi cu Veturia și cu Ionescu ne retragem să mai vorbim. Nu, pe el lăsați-mi-l aici. Dacă e vorba de politică, apoi să fie și dânsul. Bine, bine, zici, Loți. Atunci rămâi și la revedere. La revedere. Să nu uiți să aduci diseară și pe Coca. Înainte de a pleca mai trebuie să ne vezi. La revedere, domnule. La, domnule, dar de ce ești așa de rece cu mine? Lasă că se încălzește ea mai târziu. Da? La revedere. Cum poți fi așa de nepoliticoasă cu el? Ia seama, Turia, ia seama că asemenea partide nu se află decât o dată în viață. Te rog. Poftește pe domnii. Minte n-ascultă. Na, vezi, dragule, am vorbit de toate numai despre sora dumitale, deloc. Oh, dacă ar afla, ar avea tot dreptul să se supere că am fost nedelicat. Vai, Coca nu. Coca e o fată bună, se supără greu și trece iute. Na, servus! Hei, s-a întâmplat ceva. Se cunoaște după înfățișarea voastră. Am aflat și noi. Vă să zic că știi, Loții. Dogariu a fost chemat telegrafic la București. Da. Probabil va fi numit prefect în locul meu. Dacă vine cât e el de pătimaș, ar fi în stare să facă cine știe ce lucruri care să-mi compromită reputația. Și asta ar fi așa ceva nemaiauzit. Am venit la tine care nu te ocupi de politică și deci ești obiectiv. Să ne sfătuim să... Miron nu prea știe de glumă. Pe tine însă te ascultă. Nu totdeauna. Pe urmă, acum voi avea și eu oarecare nevoie de dânsul, să spun cinstit, viitorul meu ginere are să fie deputat. Deci ne cum trebuie concursul prefectului. Care ginere? Cum care ginere? Care ginere? Uite dânsul. Ionescu? Adevărat mitică, bă! Zi s-a făcut, e bravo! Felicitările mele și să trăiești, mitică! Da, chiar adineauri s-a întâmplat încât vedeți dumneavoastră. Ce surpriză! Sincere gratulări! Unde mai pui că ai scăpat și de opoziție. Dragă domnule director, te gratulez din inimă! Iată, eu în numele grupării noastre declar că am fi bucuros să ne întoarcem înapoi la matcă. Ideea n-ar fi reală. Da, întrebare e dacă primește Dogariu. Cum să nu primească? Miron are principii, dragilor. Când îți pică în poală o întreagă grupare, e un câștig. Toate astea e mai bine să le discutați cu Dogariu, că el e... Cu Dogariu sau cu alții, dacă o fi nevoie. Ideea însă vrem să realizăm negreșit. De aceea doream să avem și sprijinul tău, dragă Loții. Dragilor, eu ce voi putea, voi face, dar să nu contați numai pe mine. De altfel, vremea e destulă până la noile alegeri, așa că... În orice caz, îți mulțumesc, Loții. Să trăiești și să trăiască familia. Servus, bine dragule. Zici, domnule prefect. Să nu uităm să gratulăm pe Elza Neni și pe Veturia. Da, ne dai voie, Loții, dragă. Hai, dar îmi face plăcere, vă conduc. Mitică, o vorbă, vreau. Guța, da. Tocmai mi-a dus aminte că trebuie să aranjești ceva special cu tine. Grov, ești grozav, Mitică. Înaintea ta trebuie să scoată pălăria toată lumea. Încă o dată să trăiești și pe curând să te vedem și ministru. Ei, lasă, până acolo mai este, Auzi, ascultă. Da. În depeșe mă cheamă la București. Eu, vezi bine, acum nu mai pot pleca. De altfel, postul nici nu mă mai interesează, înțelegi? Nu mă mai interesează. Ai auzit cu urechile tale că viitorii mei socri țin negreșit să mă facă deputat. Nu. Vrei să mergi tu? Pe cum să nu? Chiar asta era să-ți spun și eu. Așa. Aș avea interese. Dacă vine vreun om de treabă la ministerul nostru, aș încerca să mă mai sal și eu puțin. Foarte înțelept ai gândit. Ar fi bine să vii tu în locul meu. Sunt mulți flămânzi de... Dacă am găsit vreo proptea mai solidă... N-ar fi rău să iei cu tine și pe Coca? Ar fi minunat, numai să vrea dânsa. O femeie frumoasă și deșteaptă ca ea deschide toate ușile și înmoaie multe rezistențe. Dar când va afla că te însoră... Ascultă-mă aici. Încă nu trebuie să afle. Nu? Uite aici să mă ajutați voi. Eu trebuie să o cărăbănesc. Trebuie să plec, ocazia e perfectă. Am să-ți dau eu o scrisoare pentru ea. Nu vreau să o las aici pe drumuri, înțelegi? Nu, a fost fată bună și mi-ar părea rău să rămână mâhnită. Nu, trebuie să ne despărțim așa, cum să spun, ca prieteni. Așa e și uman, Mitică. Apoi nu se știe dacă nu-ți mai poate fi de folos. Sigur, viața politică are multe întorsături. Firește. Da, plecați imediat, Guță, imediat. Mi-ar fi penibil să se producă vreo discuție sau chiar... N-ai nicio grijă, puiule, ce. Vin și eu undată, numai să-mi iau rămas bun de la familie. Așa, la revedere, Mință, și să fie cu noroc. Asemenea, Miticuță, la revedere, mă băiatule. Și la mai mare. Tu erai, Coca. Ai auzit, dragă? A căzut guvernul iconul Grigore.
De acasă până aici, cel puțin 10 cunoștințe m-au oprit să mă întrebe și să-mi spuie și să-mi spuie. Popescu scoate telegrafia lui Mitică să meargă numai decât la București, că-i foc. Dar el, sărac, nu mai are nicio putere. Sigur, sigur, drag, s-a de ochea de tot cu ăștia. Ar trebui să iei tu afacerea în mână cu Guță. Trecerea și cu iscusința ta, ne-ai putea salva pe toți. Cocuțo, eu plec cu primul tren. Ce? A merge împreună dacă ai... Oh, bietul Mitică, trebuie să fie foarte amărât. Oh, e negru de supărare și ambițios, cum îl știi. Oh, Mitică. Mai curând va suferi mazilirea decât să te roage pe tine să mai intervii. Sărăcuțul de el, să știi că merg cu tine la București. Da? Și nici să-mi spunem. Da. Că ar fi în stare să nu mă lasă. Da, păi e stare. E atât de ambițios că trebuie să-i faci binele cu forță. Plec cu tine, Guță. Da? M-am hotărât. Bun, bun. Hai, du-te înainte și da. Spune Roze să-mi pregătească valiza. Eu trebuie să vorbesc cu Victoria, să mă scuze, proiectase-mă o mică excursie cu trăsura până la moșia lui, dar ce să ne mai arde nouă de distracție când ne joc viața bietului Mitică. Ia seama să nu întârzi, că trenul pleacă peste două ore. Fii calmă, Coca, te rog. Calmă, în astfel de cazuri îți trebuie sânge rece și multă, multă istețime. Mă duc și te aștept. Da, 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 Guțișor, la revedere. Ai auzit, Jenica? În ce vremuri grele, Jenica? Hai să spui Coca totul. Da. La revedere. Sunt grăbit, plecăm la București. Bine, la revedere. Coca, alerg după tine de un secol. Te-am căutat acasă, te-am căutat pe promenadă. Bine că te găsesc singură. Știu ce vrei. Tremuri că vei fi măturat. Că voi fi, dar ce-mi pasă mie de astea? Jenica, lasă, n-ai grijă. Am hotărât cu Turtureanu. Plecăm la București și nu ne dă pătuți. Ce face? Plecăm la București. Acum te gândești să pleci, Coca? Dumitale ți arde de fleacuri când Mitică își bate joc de tine? Jenica, te întreci. Ce fac? Vrei să mă strici cu toți, crezând că poate așa am să te iubesc pe tine? E bine, înseamnă-ți roșu pe frunte, nu vreau să te iubesc. Coca! Nu vreau să te iubesc. Coca! Dacă ai fost tu în stare să încerci să mă pui rob pe mine și cu Veturia, înținând că Mitică îi face curte. Și ce adică? Nu e adevărat? Mitică umblă să se însoare cu fata lui Harincea, auzi? Adineauri a fost aici să-i ceară mâna. Ai terminat? A cerut-o de nevastă, nu pricepi? Nu, Jenica, pe când nunta? Nu glumi, ființă de sacrificiu, că e în joc viitorul tău. Îți pierzi vremea, Jenica? Îmi pierd vremea, da? E bine, atunci mă duc, dar să știi că îmi pare foarte rău de tine. Îți pierzi vremea, Jenica? Mă duc, la revedere, domnule. Of, bine că am scăpat de el. Doamne, nu vine nimeni? Nici nu știam. Ce plăcere. M-am plictisit așteptând. Mi se pare că servitoarea a uitat să vestească pe Veturia că am venit și sunt grăbită din pricina lui Mitică. Firește. Adineaura a ieșit de aici cu prefectul și cu primarul. S-a aranjat bine tot. Aici e ușor de aranjat, să vedem la București. Eu în orice caz plec. Nu se poate, m-aș supăra. Ne-am supărat cu toții. Regret, dar trebuie pentru Mitică. O lasă-l acum pe Mitică în seama noastră. Dumneata, gândește-te numai la mine. Știi că am o promisiune de la dumneata. Promisiune? Da. De la mine? Sigur că da. Nu mi-amintesc? M-a trimis să-i comand personal pentru masa de diseară două torturi cu inițiale și să-i aduc răspuns gratis. Bine ar face să te ogărască, să te saturi de ștrengări. N-am să-ți procur plăcerea asta, fiindcă, uite, am fugit, gata, am fugit. Hai, zărut mănușița, te previn însă că pe viitor n-o să mă mai încred în promisiunea de mitare. Ești incorigibil. Coca, ascultă, bună ziua, vine să te sărut. De acum ești și tu, copila noastră. Ah, dragi copii, ce fericită sunt. Coca, dragă, renunțăm la plimbarea noastră. Sigur. Diseară trebuie să fixăm data logodnei și înțelegi și tu că... Ce e logodna? Logodna lor, Coca. Da. Trebuie să fii și tu la masă neapărat, i-am spus și frățiorului. Te logodești tu, Veturia? Da. Și nu mi-ai spus o vorbă până acum? Atât de puțin mă iubești? Coca. Cu cine? Vai, da, parcă ai fi cu totul străină. Cu fratele tău? Cu Mitică? Da. Nu se poate. Mitică a cerut pe Veturia? Da, Coca. El în persoană? Doar nu-ți închipui că prin pețitoare. Mitică, dar ar fi grozav. Am înțeles. Mă miram cum să nu te fi înștiințat deloc el, care e așa de respectuos pentru Mitică... bunele tradiții. Acum știu, a vrut să-ți facă o surpriză mare și plăcută. Surpriză, noi am stricat efectul. Surpriză. Chestia însă nu este așa de gravă cum ți se pare ție în naivitatea ta de fecioare. Fratele tău... Ce frate, doamnă? Nu mi-e frate, mi-e iubit, doamnă, înțelegi? Iubit? M-am mai auzit?
Nu e soră, e iubita lui. Turia, Turia, te rog, nu-ți mama. Cumpă tu. Biata fată nu știe ce spune. Fați-mi voi cu toții să vă bateți joc de o biată femeie. Domnișoară, te rog, stăpânește-te, te afli în casa mea. Ce te rog. Pasă mie de casa dumitale dacă mi-ați ademenit pe omul care i-am dat ce-am avut mai bun în sufletul Uite meu. Ce eu, dumneata, să te răfuiești cu omul dumitale care ne-a înșelat și pe noi. Da, crezi că așa ați scăpat de mine? Nu, nu, am să stau aici, am să spun tuturor cât sufăr. Coca, dragă, te rog, crede-mă pe mine. Eu nu l-am dorit, eu m-am împotrivit cât am putut. Turia! Eu țineam la altul, tu știi că doar ne-am destăinuit de atâtea ore. Și apoi de unde să bănuiesc că tu... Eu știam că ești sora lui. Coca, crede-mă, Coca. Da, Coca. Da, aveți dreptate. Eram sora lui. Sigur, eu sunt vinovată. Dar am iubit atâta. Și el m-a înșelat. Eu care voiam să plec la București, să cerșesc pentru dânsul ca și alte dăți mie zile. Și cât l-am iubit, ticălosul. Domnișoară, te rog, poți fi fără grijă. Nu ți-l ia nimeni, are să-ți rămână tot dumitale. Nu mai întrebi, doamnă, s-a sfârșit. Am crezut în trânsul, în cinstea lui, măcar față de mine. Cum să mai iubesc pe un om care a vrut să mă înșele așa de urât? Nu! Nu, cât să te nenorocită, mă duc! Coca! Mă duc! Ce-a fost asta, Turia? O mare rușine, mama. Te-am ascultat orbește și vezi unde am ajuns. Unde? Unde? Apoi, dacă vorbești așa, stai să discutăm serios, Turia. Să judecăm cu minte și ai să vezi că... De fapt, în toată afacerea asta, Ionescu n-are o vină tocmai așa de mare. Mama! Da, uite, stai puțin. O ușurință de Holtei, nu mai mult. La urma urmelor, toți bărbații sunt ticăloși până se însoară. Unii chiar și mai târziu. De ce să-l năpăstuim tocmai pe Ionescu? Dar ne-a înșelat, mama. Ne-a înșelat. A greșit. Dar cui să-i treacă prin minte că un bărbat de neam așa de strălucit să facă asemenea prostie? Toate sunt însă numai din vina lui Loții. Loții, el ni l-a adus în casă. Poate că nici el n-a știut. Cum să nu deosebească o stricată de o fată cinstită și mai ales... Ah, dar nu s-a interesat de nimic. Uite-te, draga mami, uite-te cum îți zdrobește viitorul însuși tatăl tău. Mamă, de ce spui așa? S-a aranjat. I-am desemnat chiar eu modelul. Un vei și un mei. M-a asigurat cofetarul că iese ceva foarte chic. Rămâne acum să mai invităm câteva persoane selecte, de pildă pe generalul... Ce-ai făcut, om nechipzuit ce ești? Ce-ai făcut? Ce-am făcut? N-am făcut nimic, mai trimis tu la tortul. Isprăvește, Loții, că m-a scos din tire. Isprăvește! Nu-ți mai bate joc de suferințele bietei fete. Te-ai gândit ce faci când ai consimțit așa de lesne să dai pe veturia din casă? Tot am lăsat să hotărăști tu, nu? Eu! Auzi, Turia! Te rog, mamă. Acum zice că eu am ales pe omul care își prezintă iubita drept soră. Ce spui? Ionescu? Da, Ionescu, al dumitale. Dragă Turia, te rog, crede-mă. Lasă. Fii cel puțin cavaler și nu te scuza. Adevărat, în definitiv, ce ne pasă nouă de sorsă dacă el este om de treabă, nu? Turia, scumpo, hai să ne retragem că tatăl tău nu-ți respectă durerea. Cum nu m-a respectat nici pe mine, niciodată. Bine, dragă, dar acum ce facem? Anulăm consimțământul și contramandez masa de astă seară și cu torturile astea cu inițiale? Contramandează numai masa. Da. Nu fi fără socoteală cum ai fost întotdeauna. De ce? De ce numai masa? Ce mai vrei, mamă? Ce mai vrei? Pe mine să nu mai contezi. Să nu mai contezi pe supunerea mea. Lasă, Turia, lasă. Ai încredere în mine și în experiența mea. Nu, mamă. Eu am sfârșit comedia. Taci, dragă, taci. Pretextează vreo boală sau altceva. Loții, da? Ia bine seama, ușurerule, că este în joc reputația familiei. Da. Ia seama. Vino, Turia. Stai, Elza. Să știi, cu tine nicicum omul nu iese la capăt. Ai să mă superi până în cele din urmă. M-am săturat de cicăleală. Te-am răbdat destul și te-am iertat. Ei, traci! Bravo, de fapt a ieșit superb. Coca, a mea ești. Hai,
Jenica, spune, spune, Jenica, spune că mor de nerăbdare. Ai vorbit chiar cu Coca, ai convins-o, cedează, spune-mi. Da, vine, vine. Ești un prieten neprețuit. Jenica, Jenica, îți mulțumesc. Dar trebuie să știu tot, înțelegi? Tot, 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 tot. E doar a patra zi de când, de când mă zvârcolesc ca șoarecele în cursă. Dacă n-a venit ea nici să-mi dea drumul în casa mea, ne-am fost să dorm la hotel. Dragă miticuță, eu, cinstit ca totdeauna, țin să te anunț că de la Coca să nu mai aștepți nimic. Ce? Pentru că nu te mai iubește. O? Iubește pe altul. Nu-mi sfârșia inima, Jenica. Pe cine? Hai că tu știi. Nu, nu, te rog, spune-mi, pe cine? Pe mine. Pe... ți-a spus ea? Cum? Mi-a mărturisit plângând pe umărul meu că totdeauna numai pe mine m-a iubit. Să știi că îmi pare rău de tine, mitică, dar pasiunea e suverană. Consolează-te. Să știi că fericirea mea nu este egoistă. O să te ajutăm să uiți, da, să... Da, auzi, bănuiam eu că tu n-ai să mă lași pradă deznădejdii. De aceea am și făcut apel la tine. Adică? Fiindcă pe Coca am pierdut-o iremediabil, barem să nu pierd și pe fata lui Haringea. Ah. Jenică, ajută-mă. Ajută-mă. Păi, mă rog, spune-mi ce să fac și o să fac. Uite, puiule, tu vezi, așa, abil cum ești, ai putea să sondezi puțin familia Harincea, înțelegi? Nu. Te duci eventual ca din partea mea, le spui că trecutul unui bărbat n-are nicio importanță, că tu știi cât de mult iubesc pe Veturia, că de 4 zile de când n-am mai văzut-o sunt aproape să mă sinucid de dor și de durere. Poți chiar să adaugi, știi tu, ca să le facem așa mai multă impresie, că eu n-am mai primit să stau de vorbă cu Coca și că m-am mutat la hotel în adins. Ca să nu mai fiu sub un acoperiș cu ea, înțelegi tu? Da, adică da, da, lucruri da, da. De efect. Da. Ce mai dorești cu mine? Coca, iartă-mă. Da, iartă-mă, sunt un nemernic. Eu nu vreau nimic, dar te rog să, să nu mai fii supărat. E zadarnic, domnule. Coca. Ce-a fost nu se mai întoarce. Iubesc pe altul. Oh, nu ți-am spus eu, mitică. Crezi că eu spun palavre? Dar mă rog, hai, în amintirea vechii noastre prietenii, am să rog eu pe Coca să-i fie milă de tine să te ajute. Ah, dacă mă rogi tu. Da, Cocuță, da, e băiat bun. A fost el măgar, da, e băiat bun. Dragă, să nu cumva să-mi vorbească de dragoste. Oprește-l tu, Jenica, să nu-mi pomenească de amor. Mitică, sper că ai auzit. E sentința mea de moarte, dar ce să fac, mă așa. Supun. Ascultă-l, puiule drag, te rog eu, hai, fă asta pentru mine. Până atunci eu mă repet să încerc ce-am vorbit, mitică. Dar ia bine seama, nicio vorbă de amor. La revedere, Cocuță. Să fii mai drăguță cu el, săracu. Tare i-a mărât. La revedere. La revedere, Jenica, la revedere. Era să plec fără să te mai văd. Dar Jenica mi-a spus că ești foarte nenorocit și în amintirea iubirii mele, care a fost sinceră, sinceră și cinstită, vreau să mai fac pentru dumneata un gest, ultimul. Știu că asta n-are să-ți sporească regretele după mine, știu, știu, degeaba caut să protestez, te cunosc prea bine, mitică, te cunosc bine. Ciulica. Te rog. Ciulica. Te rog. Cum să te conving că te iubesc? Mai începe cu pasiunea dumitale prefăcută că mă scârbești și plec fără să te mai ascult. Bine, bine, dacă ești așa de ireductibile, iată, mă abțin. Spune-mi atunci, ce ai vorbit de unăzi la Harincea când te-ai supărat? Ce-ți pasă? Nu, nu, eu nu te întreb ca să-ți răscolesc amintiri penibile, dar trebuie să știi, Ciulică scumpă. Te rog. Ciulică. Că sunt pierdut dacă se strică logodna. Cu desăvârșire pierdut. Jenica s-a dus să caute o apropiere, dar norocul meu e în mâna ta. Să mă duc eu? Eu să mă duc chiar acolo? Niciodată! Nu, ascultă, Ciulica, nu, nu să te duci tu, nu! Jenica vrea să aranjeze o întâlnire, poate chiar pe mâine, dar presupunând că el nu izbutește, tu poți face mult prin Harincea. Harincea? Da, e, știam eu că cam făcea curte. Da. Da, 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 dacă ei vorbi. Numai să nu-i fie frică să vie. La birou aici, nu, vine sigur. Bine, bine. Am să-l chem dacă vine. Bine, uite, colea telefonul. Atunci tu pleacă, hai du-te. Am hai plecat. Alo, dați-mi 5x5 casa domnului Harincea. Da, mersi. Alo, domnul Harincea? Iar nenea Loții Baci? Eu sunt, da, o foarte supărată, sigur. Nu, nu pe dumneata. Dumneata ai fost totdeauna drăguț, foarte drăguț. Aș vrea și eu să-ți vorbesc înainte de a pleca. A, nu, sunt absolut hotărâtă să plec de aici. Nu știu dacă am să plec singură, depinde. Să vedem.
Bine, bine, să vorbim firește că doresc. De aceea te-am și chemat. În biroul lui Mitică. Sunt singură. Da, te aștept. Dar să nu întârzi. De la dumneavoastră poți veni în 2 minute. Ia ca mă uit la ceas. La bună vedere. Ordonați, Duguiță. Tu erai, Mihăiță, ascultă. Știi că eu mă întorc la București. Nu mi-a spus nimic o numitică. Plec singură, Mihăiță. Ei, și mi-ar trebui să-mi împacheteze cineva lucrurile, să mi le ducă la gară, să le încarce cu băgare de seamă în vagon. Iau un vagon întreg. Dar ce vrei să duceți într-un vagon cum întreg? Cum ce? Toată casa, toate lucrurile sunt ale mele. Nu știu ce are să zică economitică dacă lăsați casa goală. Da. De, mi se pare că ați avut o neînțelegere că conașul nici n-o dat pe acasă, dar... De-aia vreau să plec, ne-am supărat de tot. Da, eu ce să zic, bine nu-i? Poate nu crezi că sunt lucrurile mele. Eu vă cred, dar fără ordinul domnului director... Haide că ești idiot, băiete, ești idiot, mășimită mi-a venit să tot de vorbă. Dacă nu vă mâniați, Duduiță, dar eu cu slujba, știți? Domnul director Oișință, da, este domnișoara. Domnișoară, veniți că sunteți căutată. Coca, draga mea, sunt exact, au trecut mai mult de 2 minute, mi-am luat doar părăria, bastonul l-am uitat. Ești foarte exact, asta îmi dovedește că ții puțin tel la mine. Puțin tel? Ce vorbă e asta? Enorm țin Coca, mai mult decât enorm. Dacă dumneata e ține pe sfert, eu m-aș declara mulțumit. Mai știi? Ai fi găsit o formă să-mi demonstrez că într-adevăr ții de atâta vreme de când ne cunoaștem, nu? Da, în sfârșit, a sosit și prilejul să repari imediat. Ești grăbit, de altfel și eu vă părăsesc pentru totdeauna. Cine mă iubește, mă urmează. Cuca, dragă, eu iubesc, dar ca să mă duc până la București, cer prea mult. Fă-ți roșii, stai și dumneata la București. Alege-te senator. Senator? N-ar fi rău, dacă eu nu fac politică. Când iubește a ei, va face orice, da. Chiar și politică. Draga mea, ar părea suspect. Trebuie motive foarte serioase. Când iubești, găsești toate motivele. Cuca, ești adorabil. Hai, întreabă-mă întâi de ce te-am chemat. De că mi-ai spus neîntrebată. Amănuntele se vor specifica la București între senatorul Harincea și domnișoara Cuca. Pentru ceea ce știi, ai venit dumneata singur. Eu te-am poftit pentru altceva. Da? Să auzi. Pentru Mitică Ionescu. Că, parcă mi-ai spus că v-ați despărțit. Ștrengăriță, vrei să mă tragi pe sfoară înainte chiar de a începe? Nu, crede-mă, jur. De altfel, el rămâne aici. Dar e prea nenorocit, trebuie să iubească foarte mult pe Veturia. Dacă pentru ea m-a înșelat pe mine, care am fost așa de credincioasă, are să fie un ginere să-ți facă cinste. Hai, făgăduiește-mi că ai să-l ajut. Promiți, te rog. Bine, s-a admis. Nu-s capabil de rezistență. Am să încerc. Promitem cu suflet, cu tot sufletul. E prima dovadă de iubire, Cizoger. Pentru mormântarea trecutului, în schimb, am să te iubesc mult, mult. Vai, ce parfum îmbătător. Coca, te iubesc. Urâtule drag, și eu te iubesc. Hai, îmbrățișează-mă. Ce-i asta? De ce m-ai adus aici, domnule Brihac? Domnule! Lați! Da, Coca! Bine, lați, dragă, să te găsesc în brațele acestei femei? Mamă! Adineaur, ai jurat că numai pe mine mă iubești și acum te prind pe genunchii unui domn? Pleacă, tu cu fată de măritat, cu nume istoric, nu te sfiești, tate, coborâi atât de jos? Doamnă, m-ai plictisit. Dacă nu-ți place, păzește-ți mai bine bărbatul. Coca, ce înseamnă Coca? Coca, unde pleci? Scuzați-mi violența, doamnă, dar nu mai pot permite să-și bată joc de mine. Mă duc să lămuresc lucrurile. Coca! Câtă impertinență la o ființă atât de tânără. Mă uimește și mă mărmurește. Sigur, Elza, dragă, e ceva... Taci! Mi-a vorbit Ionescu. Voia să vie la tine să-ți ceară scuze și să-ți mărturisească sincer că atunci l-a calomniat pentru că era furioasă. Eu v-am spus că bietul Ionescu nu este vinovat.
V-am spus, o femeie care a putut să te amăgească și pe tine, om cu atâta experiență de viață. Ah, cât trebuie să fi îndurat Ionescu de la ea, bietul om. De aceea nu fi cutezat să-și mărturisească relațiile cu dânsa. Sigur că da, sigur, mi-a spus și poetul. Numai așa m-am ostenit până aici. Se vede că e simțitor și delicat la suflet și din faptul că nu s-a îmbulzit să se explice. Numai oamenii de rând umblă toată vremea cu explicații. Ar fi o mare greșeală să compromitem viitorul veturiei din pricina unei femei ca asta. Doamnă, doamnă, nu știu dacă mai pot îndrăzni. Am făcut o greșeală și sunt atât de amărât. Domnule Ionescu, n-ai avut destulă încredere în noi. Apropie-te. Mulțumesc. E așa de greu să repare o nesocotință tinerească, dar când în suflet purtam numai chipul veturiei adorate, nici nu m-am mai gândit la... Mir, mă mir și nu mă pot dumiri cum ai fost în stare dumneata, om atât de distins, să iubești pe femeia aceea. O clipă de ușurință mi-a adus-o în casă odată și n-am mai putut scăpa pe urmă. Nimic n-ar fi fost însă mai edificator pentru mine ca scena de adineaur aici, când am găsit pe bărbatul meu amăgit de această femeie îngrozitoare. Nu se poate. Da, da, am văzut cu ochii mei. Altfel nici eu n-aș fi crezut. Trește care și loți partea lui de vină, că s-a lăsat ademenit de ea ca și dumneata. Dar o femeie rea este atât de periculoasă că scoate din minți și pe oamenii cei mai corecți. Sigur că da, mie mi-a spus că pleacă definitiv acasă. Bine că se duce, bine că se duce. Așa o să meargă toate mai neted. Masa de unăzi am putea o face și diseară, nu e așa? Atunci alerg să comand torturile. Stai, 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 loți, stai. Azi trebuie să sosească de la București și Dogariu. A, noul nostru prefect. Îl poftim și pe el, ca să aranjăm candidatura dumitale. În sfârșit sunt multe de ispravit. Eu n-am decât rugămintea să-mi dați voie să o revăd mai înainte pe Veturia, să-i pot cere iertare pentru trecutul meu păcătos. Ce delicat, câtă noblețe de sentimente. Boierul tot, boier. Doamne. Firește că ai să o vezi mai vorbă. Ia ca, du-te acum și vină cu ea aici, domnule Ionescu. Du-te după Veturia și ia seama să fii de bagi. Contez pe dumneata. Și bare, nu ne face să așteptăm aici prea mult ca niște bieți chiriași fără căpătâi. Eu aș vrea să ies prin grădină. Da, se pare mai drept, nu? Da, e mai da, drept. Da, la da. Revedere. La revedere. El poate să convingă mai lesne pe Turia între patru ochi. Numai cu Veturia să nu aveți încurcături. Ea ți-a spus mereu că nici nu vrea să mai auză de Ionescu și că rămâne cu Garofoi. De Turia să nu te doară capul, ea e fată cu minte. Ce Garofoi, vai? Poftiți, domnule prefect! Bună ziua, să-l cunoșiți-le! Aveți ceva din chiriat, nu? Știam că te găsesc aici în Zanenii de la Veturia. De la gara am luat doar pe Garofoiu și am mânat direct la dumneavoastră, fiindcă am ceva de mare preț îndeoseb pentru dumneata, Zanenii. De Garofoiu l-am lăsat să-i ție de urăturii. L-ai lăsat la noi? Auzi, Loții? Da, pe mine nici mă mai bagă în seamă, cu toate că abia aștept să-l gratulez. Iartă-mă, Loții Baci, dar trebuie să-l lămuresc întâi pe dumnei. Nu știu, să am ceva de lămurit cu tine, dragă. Ai uitat? Eu nu, ce să-i faci, obicei mocănesc. Deși am avut în București nesfârșite conciliabule și alergături, n-am neglijat să mă interesez de Ionescul dumitale și de surioara lui. Ce surioară? Ce surioară? Întâi că nu e soră, ci o femeie pierdută care... Care, dă-mi voie să completez eu, care l-a lansat pe scumpul nostru Ionescu. Dorești poate amănunte mai ample? Poftim, poftim, mai aici documente. Ce documente? Mirane, Mirane, fii cavaler. Nu, liniștește-te, nu despre domnișoara, ci despre urmașul Mihai Viteazu. Ascultați, vă rog. Domnul Ionescu a debutat în viața publică la un teatru de periferie ca simplu cortinier. Cortinier? Cortinier. Mai târziu, făcând cunoștință intimă cu numita Coca, a devenit întreținutul ei. Întreținut? Întreținut. În sfârșitul, ministrul de ieri, ca să fie pe placul domnișoarei Coca, l-a trimis aici ca agent electoral și a ajuns descendentul lui Ștefan cel Mare și aproape ginerele lui Harincea. E serios, Mirane? E calomnie, nu poate fi Ionescu. Trebuie să fie o confuzie. Zanel, îți ofer dumitare hârțoagele astea să le studiezi pe îndelete. Hai să afli multe amănunte picante. Acum nu vreau să te plictisesc cu ele. Să n-ai nicio îndoială însă asupra autenticităților. Mi-au fost furnizate de poliția capitală. Bine, dar asta ar fi... Ar fi, Zanini, și chiar este un mare noroc pentru Veturi, crede-mă. Și o mai mare fericire pentru Garofoiu, care o merită. Nu, fii calmă, Elza. Lasă-mă, Loții, nu mai enerva, lasă-mă. Tu mi-ai bătut capul că e o draslă de neam domnesc. Eu, Elza? Tăgăduiești. Nu mi-ai explicat tu, ba mi-ai și citit dintr-o carte că a existat în Moldova un voievod căruia îi se zicea Ștefan cel Mare? Înnebunesc. Cum să se apere o biată femeie de oameni răi dacă bărbatul ei nu este în sară? Elza, Neni,
Elza, nene, ai putința să dregi numai decât lucrurile. Cum să vrei să mă respecturia cu un om demn? Iată-l pe garofă. Nu vreau să aud. Dacă un om ca Ionescu m-a înșelat pe mine, care am atâta experiență, Poftim. Ce este? Nici n-am putut pătrunde în casă. Domnița noastră mi-a trimis vorbă care se vie cu domnul Garofoi. Eu nu mai pricep nimic, dumneata mai trimisă. Cortinier. Mi se pare că domnul prefect Dogariu m-a calomniat foarte rău, dacă doamna... Loti? Da? Sper că barem acum să mă aperi. Doar nu o să mă insulte și cortinieri. Am să te lămuresc îndată, domnul Ionescu, dar te poftesc cu anticipație să cobori tonul. Onorate vlăstar de domn. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, mamă? De ce ai trimis pe domnul Ionescu după mine? Te rog să nu te mai uiți la domnul Ionescu. Uite-te mai bine la domnul Garofoiu. Da. Câtă lume! Salut, salut! Felicitări, domnule prefect! Stimată doamnă, am aranjat cu Coca. Tot pe mine mă iubește. Dragă mitică, te felicit din inimă și sunt vesel că am contribuit, mă rog, să zicem, prin inteligența mea la fericirea voastră. Nu-ți cheltui zadarnic elocvența, poete. S-a stricat. Poftim? Cum adică s-a stricat? Nu se poate. Dar ce, nu-i mai dați de soție pe... Ar fi păcat. Păi dacă nu-i de viță domnească. Atunci îmi pare rău, mitică. Dar nu fi mâhnit. Reîncepi apostolatul. Eu însă cred că v-ați sacrificat destul și am hotărât să închid chiar de pe acum biroul de cartiruiri civile și militare. Cu voia dumneavoastră, domnule prefect Dogariu, acest birou... E înființat prin decizie ministerială și deci dumneavoastră n-aveți puterea să-l închideți. Totuși, cu voia dumitale, eu am să-l închid. Totdeauna cei mici trebuie să plătească oalele sparte. N-ai frică, de-abia am sosit, cei mari vor urma. Sper că până mâine predecesorul meu, prefectul, domnul Daraban, împreună cu primarul Harambașa, vor fi la răcoare. Ce spui, miroane? Mm-hmm. Și ei care se oferiseră să se reîntoarcă la voi cu întreaga lor grupare. Dragul meu, noi facem apel numai la oameni cinstiți și capabili. Dumneata, Loții Baciu, în primul rând, ești dator să ne sprijinești. Eu? Mm-hmm. Dar cum ai potrivit-o așa? Da, de ce te codești, Loții? Ezaleni, bravo, pe Loții îl facem senator. Bine, Elza, dacă ții tu... Domnule prefect, am de făcut o destăinuire. Stimată doamnă, nu lăsați pe soțul dumneavoastră să se aleagă senator. Altfel o să vă căiți amar. Cum? Coca mi-a mărturisit adineaur că domnul Harincea merge la București numai pentru ea și care să-i cumpere casă și automobil. Din acest moment, domnul este rivalul meu. Dumneata, îți închipui că va merge și va sta singur la București. Dar eu unde sunt? Eu ce treabă am? Dogariule, dacă vă ocupați numai de politică și de alegeri, eu cum rămân? Elza, dragă, eu zic să facem totuși masa pe care am proiectat-o pentru diseară. Iar te amesteci! Vrei să mă vâr în vreo nouă încurcătură? În orice caz, logodnă nu se mai face până nu iese Loții senator. Atunci, mama dragă, fiindcă tot sunt majoră, îmi permis să poftesc eu diseară pe viitorul meu logotnic. Bravo tu! Sunt fericit! Tu ia! Ce înseamnă asta? Te rog să-mi explici ce înseamnă asta. Pe mama. Mine nici nu mă mai întreb dacă îți dau voie? Mama, te rog, mamă. Să-mi dai voie să-ți prezint diseară din parte-mi o superbă poezie de logodnă inedită. Da. A început așa să-mi umble prin cap și sper să o aștern pe hârtie până la vremea mea. Domnule Ionescu, tot aici erai? Da. Credeam că-ți faci bagaj. Nu, așteptam să sfârșiți tocmelile. Mm-hmm. Bună ziua! Bună ziua, Guță! Ce onoare, prea stimate, domnule prefect! Se vede că ați venit de la gare direct aici. Am călătorit în primul dat, nu m-ați observat. De altfel și eu doar m-am primenit puțin și am alergat să-mi iau postul în primire de la prietenul Ionescu. Post? Ce post? Direcția acestui birou. Aici? Nu se poate. Am ordinul de numire în buzunar, dacă vă interesează. Trebuia să vi se comunice și mie, nu? Da. Nu știu nimic, n-am primit nimic, prin urmare nu te recunosc. Domnule prefect, puteți să nu mă recunoașteți, dar eu, pe baza ordinului ministerial... Atunci am să vă izgonesc cu poliția. Domnule... Două telegrame urgente de la București pentru domnul prefect Dogariu. De un ceas vă caută factorul prefectiv. Dă-le încoace. V-aș să zic că se pune în disponibilitate directorul biroului de cartierii civile și militare de Ionescu. Se numește în locul de director devenit astfel vacant domnul Ghetu Turean. Pentru ministru. Cum vedeți, domnule prefect, suntem în ordine, da? Dragă Guță, da. Vreau să fiu cel dintâi care te felicită din toată inima. Genică, să trăiești, Guță, și la mai mare băiat. Ascultați-o pe a doua. Da. Binevoiți a primi în rândurile noi grupări de sub conducerea domnilor dar
Haraban și Harambaș. Nu, ai pus categoric. Așa nu privesc să lucrezi. Chiar azi îmi trimit demisia telegrafică. Fii cu minte, Miroane. Nu te primi. Politica are anume tradiții care nu se pot schimba atât de repede ca părerile iubitei mele, Elsa. De-aia te rog să nu faci glume fără sare, loții pe socoteala mea. Eu nu-mi schimb părerile, numai lumea se schimbă. Dacă oamenii ar fi de treabă, n-ați avea acum să consolați pe Miron. Nu, mă consolez singur, Elsa Neni, și nu mă dau un vin, te asigur. Dar vă rog să plecăm de aici, că a început să mă năbușe atmosfera asta. Îmi dai voie să-ți ofer brațul meu, scumpă Veturia? Cu drag. Poftim. Ei, poftim să mai crești copii. La, la revedere, la bună vedere, dragi. Da, pe curând. Cam necioplit, prefect Dogariu. Se îmbrânzește, dumnealui, n-ai nicio grijă. Îmi pare rău că planurile tale au dat greș. Dar eu de când a intervenit Coca, dragul meu? Așa e când îți lezi soarta de o femeie zăpăcită. Păi dacă era ea deșteaptă. Ia stați puțin. Ce? Păi cum vrea Coca să plece la București dacă mă iubește pe mine și eu rămân aici? Păi nu trebuie să rămâie și ea? Stați așa, am să o conving în 2 minute că doar sunt tare. Apropo, Mitică, era să uit o chestie de mare importanță pentru tine. Ai auzit că Daraban și Harambașa ne-au părăsit? Guță! Da. Doamne, Guță, ești omul providenței. Stai așa, o depeșă extraurgentă la București. Aha. În urma defecțiunii fostului prefect Daraban, îmi asum reorganizarea pentru a putea lupta cu cinste în alegerile generale iminente. Apoi propun lista candidaților. În frunte cu tine. Cu mine. Cădem sigur, dar la guvernarea viitoare sunt deputat și șeful organizației județene. Să mai poftească pe urmă Alde Dogariu să ne scoată de aici. Exact, așa. Mitica, s-a stricat tot. Jenica, spune că a fost ceva îngrozitor. Îngrozitor, ce bulică. E admirabil, rămânem împreună. Tot a mea ești tu, coca mea. Hai de ciupulică, nu fi proastă. Nu știi cât te iubesc eu pe tine. Mai trebuie să-ți spun. Vreau să juri, dar sincer. Proastă, mică, ce ești. Guță, mare puterea amorului. Uite de când mă iubește Coca. Uite așa îmi vine poezia. Uite așa. Închipuiește-ți, am convins-o să rămâi aici. Sunt fericit. Stai să citesc o poezie. Am o poezie. Coca, ce-mi văd ochii? Numai adineaur mi-a jurat credință până dincolo de mormânt. Jenică, nu fi zevzec. Zevzec? Eu? Ce oameni! Ce lume! Ați ascultat Apostolii, de Liviu Rebreanu. Distribuția a fost următoarea: Mitică, Virgil Ogășanu; Domnul Harincea, Mircea Albulescu; Doamna Harincea, Ileana Stana Ionescu; Veturia, Valeria Ogășanu; Coca, Rodica Mandache; Turtureanu, Mihai Fotino; Brihac, Șerban Celea; Mihai, Jorj Voicu; Dogariu, Cornel Vulpe; Garofoiu, Mihai din Vale; prefectul, Ion Pavlescu; primarul, Radu Panamarenco. În alte roluri, Violeta Berbiuc, Ileana Șerban, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Nicoleta Banea. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.